Rămânem la un nou episod de Five Nights at Freddy's 3. Da, pentru că da. Five Nights at Freddy's 3 este un joc foarte bun. În acest Five Nights at Freddy's 3 o să vă arăt că am făcut. L-am terminat. Așa, în acest episod vreau să vă arăt toate endingurile cu FNAF. De la extra vreau să vă arăt. Bun, acest FNAF 3, cine l-a jucat, vi se pare unii greu, dar chiar uneori e greu, dar asta e sprit. Caracterele îs Sprit Drop, da, Sprit Drop, caracterul principal al acestui Five Nights at Freddy's. Peto Foxy, care nu cam mi-a apărut în nicio noapte, dar ți apare acolo la cutia cu jucării. Toți proiectați de la apropiere. Pentru balon, bă, ce mai nervant care îți apare în cameră. 5. Asta cum o cheamă? Pentru Chica. Asta nu știu pe unde apare, dar cu siguranță că n-am văzut. Peto Freddy tot timpul mi-a apărut pe hol. Și Peto Puppet, cel mai scârbos animatronic. Minigame. Hai să vă arăt toate astea să fiu minigame. Primul minigame care l-am descoperit și pe joc a fost ăsta. Cu Balloon Boy trebuie să strângem niște baloane. Așa înțelegem noi. Bun. În acest... Five Nights at Freddy's, am terminat Five Nights at Freddy's, din păcate, dar l-am terminat, dar promit că alte jocuri Five Nights at Freddy's o să vi le arăt. Dar nu pot să ajung acolo. Bun, așa. Chestia care trebuie să o fac este așa. Mergem pe aici. Bun, am pus astea. Hai să mergem la... Bun, ieșim. Adică din minigame. Bun. Minigame-uri, al doilea minigame care nu l-am descoperit momentan, este ăsta cu Mangle. Da, aici trebuie să colecționez iteme și da, este cam greuț, dar nu este... Dar cum n-ai bimă atins copchilul ăsta? Stați-o leacă. Bun, așa. Vă spun că aici... Ăsta chiar e o leacă greuț, dar... Datorită copchilului... Oh, nice! Pentru Mangle. Și am terminat. Ori m-am omorât. Nu știu, dar ăla e minigame cu Mangle. Trebuie să strângi obiecte. Da, cred că m-am omorât. Nu jucăm. Ăsta cu toi Chica. Da, altă nu chiar l-am descoperit, da, o să îl arăt. Bun, Chica Partis, spune ceva. Bun, am făcut copiii fericiți și acum ce fac? Merg înapoi? Da, ce... Cum până ți-o frec?
să le stăpi pe astea două. Pun așa. Challenge ești... Hai să-i dăm și la celălalt. Și avem și ușa de ieșire. În game-ul ăsta chiar nu e greu. Aceea trebuie să faci cu cupcake-uri. Orice minigame mai avem. 3. Nu, 4. Asta cu Fredbear și Spring Bunny. Uitați, am găsit-o așa. Nu înțeleg prea minigame-ul ăsta, ori trebuie să ies, ori așa. Și ultimul minigame, care aparține toate. Un motorul. Ăsta cu Shadowbunny. Ce greu era. Da. Ia că rele, astea cele mai rele. Asta i-a luat intrat. Asta din nou luat. Pe Pepsi, pe Freddy, pe Balmo. Știați, aceea nu avem. Bun. Bun. Încercăm un new game. Văd că a dat load game, dar hai. Ce bun. Noaptea cincea. Bun. Hai să vă arăt și un game. Game-ul ăsta normal și după aia. Bun. Chestia-i... Am descoperit acum chestia asta. Îl poți ține aici cât poți. Ca să nu te omoare. O să vă arăt și Indigo dacă vreți, dar nu vreau să vă plictisesc. Știți chestia dacă... El cât e aici să te protejați, dar dacă se bagă turvent, este în mare pericol. Bun. Trebuie să-l distrage aici până măcar să dureze o noapte sau așa. Dacă face prostia asta să nu... El n-are voie să vină la venturi. Venturile sunt pe asta, pe aici, pe aici. Sau, da. Dar e foarte periculos. Și vă zic că dacă găsești venturi, acolo nu mai aveți scăpare. Bun. Așa. Să știți că Funnut Freddy chiar nu-i greu. Aici doar de Spring Trap trebuie să-i pasăm. Aileu, am belit-o. Stai locu, aici, nu acolo. Da. Iarăși! Alea, o îmbelită. Gata. Tura să nu stăm pe camere. El cât poate sta prin camerele astea. Uitează să nu ne sperie el. Îl vedeți? Îl vedeți? Îl vedeți? Și ne-a omorât. Da, Spring Trap este destul de hard. Da. Știți? A trecut noaptea asta. Bun.
face și un game și aveți și Nightmare. Nu știu sigur, dar e noaptea 6-a. Da. Dacă v-a plăcut, dați un like și un subscribe dacă vreți să mai postăm ending-uri. Pa, pa!